Bună, sunt Andreea Trif și vă aștept cu drag la cursul de design interior la Da, Let's Go! Cu plăcere, pentru că reprezintă un domeniu în care am avut ocazia în ultimul timp să profesez destul de mult și îmi place ca și domeniu pentru că de fiecare dată este diferit, de multe ori față de arhitectura luată de la zero și concepută de la zero, vii să lucrezi într-un spațiu dat și atunci normal că provocările sunt de altă natură și mi se pare că este un domeniu foarte interesant pentru că poți să spui celorlalți despre modalitatea în care poți să se manifeste ținând cont de personalitatea celui cu care interacționează, a beneficiarului. Persoane care doresc să descopere acest domeniu, domeniul cred că este unul complex, cred că poate avea implicații din ce în ce mai mari în funcție de scara obiectului care este amenajat, dar cred că pot să fie, să descopere cum pot să lucreze într-un asemenea context și să înceapă să experimenteze. Etapele firește ale unui proiect de amenajare de interior, de la discuții cu beneficiarul sau, mă rog, de la stabilirea temei de proiectare până la alegerea materialelor, implementare, detalii de arhitectură, detalii de concepție, texturi, lumini, culori. De asemenea, este foarte importantă. Nu pot fi lăsați, din experiența mea, trebuie tu ca arhitect să mediezi cam întotdeauna din mai multe puncte, din mai multe motive. Odată pentru că trebuie controlat, bineînțeles, controlate alegerile. Mi se întâmplă să mă întâlnesc cu, să stabilim până la urmă conturul unui proiect. Stabilim niște materiale de principiu, să ajungem într-un showroom și beneficiarul să fie absolut încântat de total alt fel de textură, de total altă culoare. Niciodată nu mi s-a întâmplat să spun sub nicio formă, nu se poate. Doar să spun, dacă îl punem pe acesta, nu mai putem să punem următoarele trei, eventuale mai ajustăm și pe acelea. Deci cumva trebuie tot timpul gardat, pentru că există această efectul impresionabilității când văd ceva și vreau neapărat în momentul acela să-l cumpăr, chiar dacă nu are nicio legătură cu ce am plecat de acasă. Deci odată, și a doua oară în ceea ce privește furnizorii, de asemenea și ei pot fi încântați, pot să dorească să poate să vândă mai ușor niște produse. Clar, trebuie o mediere între cele două planuri. În partea de implementare, de asemenea, trebuie gardat, cred că este o responsabilitate, în primul rând, a proiectantului de a da acele detalii care sunt necesare, astfel încât și cei care implementează să înțeleagă foarte clar ce au de făcut. Cu cât detaliezi mai mult, cu cât ești mai atent în partea de proiect, cu atât e mai mic riscul să apară necunoscute și atunci să apară improvizația de moment. Însă, de asemenea, trebuie să fii aproape, pentru că apar întotdeauna mici necunoscute care nu țin de tine, nu țin de nimeni, țin pur și simplu de șantier și trebuie luate decizii de moment. Însă, cred că designerul, arhitectul are această capacitate de a cunoaște tot proiectul și de a lua o decizie care să servească scopului final, nu să-l schimbe pe parcurs. Eu încurajez, în general, interactivitatea la orice curs și cu siguranță, cu cât te provoacă mai mult ca și îndrumător, cu atât încep să dezvălui mai multe. Însă, da, cred că trebuie atinse cam toate subiectele. Această primă întâlnire, în care vorbim despre intenții, cred că este foarte important. Îmi place mie să-i spun interviu de stil, în care
îl fac clienții mei, în care am o bază de date, de imagini. De foarte multe ori clienții nu reușesc să se exprime, este firesc acest lucru, să nu spună efectiv ce își doresc, pentru că ar trebui să aibă toată instruirea ta. Însă dacă tu le așezi niște imagini în față, le este mult mai ușor să identifice ce le place și ce nu le place, iar tu, dacă ai experiență ca designer, începi să înțelegi cu cine stai de vorbă sau ce își dorește de la tine. După care mi se mai pare importantă etapa în care, mai ales atunci când se amenajează locuințe, spre exemplu, îi întreb despre micile lor secrete, unde le place să-și lase haina și o pun cu adevărat în dulap, de multe ori nu. De multe ori și-o lasă și-o atârnă pe un scaun. Și dacă ei înțeleg ce vrei de la ei, adică dacă reușești să comunici cu ei și să-ți spună aceste obiceiuri ale lor, poți să faci din fiecare obiect al casei un obiect bine gândit, care îi oferă lui confort, dar în același timp este și din punct de vedere estetic controlat. Și de acolo, după ce ne-am cunoscut, începe partea în care de propunere efectivă a imaginilor 3D, de negociere a acestor imagini, până când stabilim definitiv conceptul, pentru că apoi să trecem în partea de proiect tehnic, de alegerea materialelor, de implementare, de urmărire a proiectului și modului în care se desfășoară. Îmi place să vorbesc despre aceste lucruri, îmi place foarte mult să îndrum, îmi dau seama că pur și simplu mi-este facil. Nu știu de ce, nu știu să explic, dar nu simt că fac cu greutate, mi se pare că mă încarc, nu mă descarc când predau, așa că... Pasiunea mea pentru design interior a apărut cumva în tandem cu cea pentru arhitectură. Fiind arhitect, am avut ocazia să proiectez clădiri în întregime și, bineînțeles, la un moment dat să mă confrunt cu propriile mele creații în exterior și să le duc în amănunt în amenajarea de interior. Cu un client încep să te cunoști după ce ai mai multe întâlniri, cred că însă este important să-i comunici deschis cine ești tu, la ce se poate aștepta de la tine și cred că dacă începem în acest mod dialogul, se stabilește o primă bază de încredere de la care relația se poate dezvolta în continuare. Sunt minimaliste, dar și cele care sunt inspirate puțin din Art Nouveau și până la urmă cred că putem să folosim compoziții diverse și să nu ne limităm neapărat la un anumit stil sau la ideea de a concepe numai într-un anumit stil, atât timp cât suntem coerenți în acel stil și când suntem deontologic corecți, adică nu folosim poate, nu știu, într-o clădire ultramodernă, nu folosim un limbaj mult arhaizat, așa cum nici invers, adică și nu pastiș. Calitățile unui designer, cred că, în primul rând, comunicarea. Poate pare ciudat să spun acest lucru, dar cred că dacă nu poate să înțeleagă foarte bine așteptările beneficiarului și în același timp să reușească să-i comunice modul în care poate alegerile acestui beneficiar nu sunt cele mai potrivite și să-l convingă să facă ceea ce trebuie până la urmă, cred că reprezintă cheia zero. Ulterior, bineînțeles, contează gustul, contează cunoașterea, contează, să zic, înțelegerea din nou tehnică a lucrurilor și, nu în ultimul rând, cred că contează foarte mult să ai ceva experiență în ceea ce privește calibrarea bugetelor și, dar toate acestea până la urmă se reduc la comunicare corectă cu beneficiarii și cu cei care lucrează în domeniu. Cred că cea mai mare șansă este, pe lângă faptul de a beneficia de o educație bună în domeniu, de cursuri competente și de îndrumători responsabili, cred că o altă șansă este aceea de a lucra în primă fază lângă un designer cu experiență.
Nu cred că este un domeniu în care să facem școala și imediat să trecem în partea practică. De altfel, nici după ce termini oricare dintre facultățile de creație, nu poți propriu-zis nici nu să lucrezi singur. Deci îți trebuie o echipă de îndrumători. În România consider că trebuie să fie din ce în ce mai vizibil ca și domeniu să se promoveze cât mai mult obiecte care sunt făcute cu seriozitate, să oarecum să se minimizeze folosirea replicilor, folosirea elementelor care, să zic eu, sunt mai puțin reale, adică nu sunt realizate de un designer propriu-zis. În același timp, cred că trebuie să în România cred că trebuie să se promoveze cât mai mult ideea că spațiile publice trebuie să fie să aibă beneficiu de a fi lucrate cu designer de interior, cu specialiști. De multe ori acest domeniu merge destul de bine în spațiul locuit sau în, poate în spațiile de alimentație publică, dar mai departe se promovează mai greu, dar este mare nevoie să fie de fapt gândite de specialiști, pentru că prin design și prin compoziții coerente se educă până la urmă comportamentul urban. Mă bucură să văd că piața se deschide din ce în ce mai mult, că deja avem foarte mare flexibilitate, mai ales în București. Poate în Craiova, într-adevăr, mai sunt ceva probleme, dar și aici lucrurile încep să se deschidă din ce în ce mai mult și putem accesa produse la care acum câțiva ani, să fim sinceri, nici nu visam. Și din acest punct de vedere mi se pare extraordinar, pentru că beneficiarii încep să se deschidă automat spre aceste produse, au ocazia să le vadă, să le vadă chiar și implementate poate în casa altcuiva sau în restaurant sau, mă rog, unde se duc. Și da, mi se pare important să ne obișnuim cu obiectele de design. Sincer, satisfacția clientului. Deci când simt că le-am oferit un spațiu în care se regăsesc în egală măsură încât să se simtă confortabil, pentru mine este o satisfacție. Există o tentație foarte mare a designerului de a-și depăși, de a deveni un fel de master Dixit, așa. Și cred că aici este marele secret, ca măsura în care să reușești să lași în urma ta un spațiu în care ți-ai lăsat și tu amprenta ca designer, dar în care și beneficiarul se regăsește pe sine, nu un spațiu în care să exiști doar tu.